Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou episod de vlog, da, de off-road. M-am promis că nu mai facem off-road anul ăsta, sau cel puțin, în variante competițională. No, dă-i tare cât se poate. Bun. O să nu te mai duci? Nu. No, du-te ușor. Să dai numai drumul la frână când s-a atins jos. Bun, și cred că poți da rachetea. Bun. Stai mai spate un pic. Atât. Bun, n-o lăsa. Hai, atât. Mai poți. Mai. Atât, bun, dai. Las-o acolo. Dar ne este greu să stăm departe de acest fenomen și de campionatul național, așa că n-am putut spune nu invitației lui Teo Vișoiu. Teo se dă de minim vreo 10-12 ani în campionat, asta pentru că s-a dat o mare parte din timp, minor fiind copilot la clasa extrem alături de tatăl său, Andy. Și cu ocazia asta am zis să bifez chiar toți piloții de la extrem. Nu, mai rămăsese Teo și David. David, dacă vezi partea asta, tu ești următorul. Mașina nu e neapărat pe gustul meu, adică are roată mică, motor mic. Aceste lucruri se datorează obsesiei familiei Vișoiu pentru fiecare kilogram. Motor mic înseamnă un motor de 2 litri de biturbo, este un motor de Volkswagen. Nu sunt eu mare fan 1.9 sau 2 litri de Volkswagen, dar este un motor destul de aspru din câte am înțeles. Punți, cred că de Volvo. Suntem pe 35. Teo încă n-a trecut la 37, tocmai datorită obsesiei pentru kilograme. Mașina cred că este una dintre cele mai ușoare mașini din campionat, are doar 1480 de kilograme. Să vă faceți o comparație, Toyota noastră are 2100, deci 600 de kilograme diferență între aceste două mașini, a noastră și a lui Teo. Este o mașină foarte ușoară, se va îngreuna când mă voi urca eu în ea, dar sunt chiar foarte curios ce poate. Iar ploaia pare că nu ne lasă în pace. De 3 zile plouă în continuu, aseară a plouat undeva la 30-40 de litri pe metru toată noaptea. Și acum începe iară. Începe briefing-ul într-un minut. Bună dimineața! Te fac domnii mecanici. Ai ratat, da, cea mai importantă parte să o filmezi. Care? Am dat parbrizul cu spumă de ras. N-ai mâine fost de... faci odată. N-ai fost... Mâine, 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 mâine. Poziția 41. Este o coamă. Vă rog frumos, atenție pe coama aia, pe ploaie am urcat cu mașină normală, la voi mult mai lejer decât la mine, dar fiți puțin mai atenți acolo, e o coamă, e o coamă, e alunecoasă. Fără acolo la 103, faceți dreapta, urcare prin porți, dar porțile nu mai sunt, nu aveți arbitru acolo, o luați pe unde vreți, da? Topogan. O să oprește-te. Eliberează. Ești deliberat. Atât. Pare rău că îți mândăresc scaunul. Și acolo ce? Stânga pare că avem, cred.
Dă-mi. Atât? Nu, o să mai trească să-mi dai, dar să scot ăsta numai. Legat. Nu dă. Nu ești întins, mai ai până te întinzi. Mai ai, mai ai, mai ai încă un metru. Ești întins. La ce zici, o țineai? Bun. Așa cum dai un dreapta maxim, colț dreapta, spate. Nu, 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 că o bagi în Ravena. Stai un pic. Ești legat, întinde. Să nu te sperii, vine George în tine. Ba nu, ăsta e, nu-i George, că e AFZ-ul. Hai, hai, dai? Nu, nu da drumul la troliu, nu da drumul la troliu. Așa, balansează-te cu troliu. Hai, hai, bun, bun, hai că merge. Hai, ai trecut fața. Dai, 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 dai. Stai cu drept. Bun, bun. Nu te speria. Stai. Stai, gaz. Roate, roate. Dă-i la roate. Așa. Atât, 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 atât. Bun, poți să dai drumul la troliu? Dă-i gaz. Poziționează. Bun, bun, du-te, du-te mai față, du-te mai față să aibă loc și eu, că avem. Bun, hai prin spate. Hai prin spatele lui. Dai, dai spate, păi nu știu ce face. Patrulează.
bun. Hai că vin să-mi trag. Nu cred. Am lăsat șufa jos. Da. Da, da, da. Octaviano încearcă tot pe acolo, pe unde am căutat-o noi prima dată. Sper numai să n-o rupi. Stai un pic. Stai. Acum, gata, ești liber. No, dă-i tare cât se poate. Bun. Da, păi tot un noroi așa. Dă-i. Că mi-e mai ușor decât să mă ridic din poziția asta. Dă-i în spate. Dă-i. Hai. Perfect. Atâta nu te urcăm la asta. Nu, atâta nu spun mai. Nu mai. Și eventual dacă ești drăguț să o pui iară cu botul sus. După ce ajung de acolo. Aia o să fie. Aia, bun. Stai mai, spate un pic. Atât. Bun, n-o lăsa. Hai, atât. Dai. Pic, dacă poți de mai în spate. Așa. A, gata, ești eliberat. Poți să troliezi. Ești întins. Stânga. Așa. Sper că se aude. Bun, mai dăm. Când vrei, dăm cablu dacă ești liber. Nu. Nu, că trebuie să ajungi de pe parte, pe alta, că e exact 100 de metri. 100, e mai mult de 70. Dreapta. Hai. Hop. Da, e bine. Și stânga, dă-i, stânga. Bun. Dă-i.
Da, e bine, e bine, e bine, e bine. E bine, e bine, încearcă să nu blochezi roțile. Bun, frână acum, frână, frână troliu. Bun, acum coboară. La maxim dreapta, mai mult dreapta. Tu ești virat stânga, ești virat stânga. Acum, e bine, e bine. Dă-i ușor. Da, da, da. Dă-i ușor. Stânga. Ține troliu. E moale acum, poți să te dezleg, da? Bun. Ia să văd cum nu mă lovesc de mașina ta. Pe unde nu mă lovesc? Stai, nu deschide. Ai, 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 ce mă fig în mașina. Sănătos. Mai, mai poți, mai poți. Mai, 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 mai. Atât, bun, dai. Las-o așa, las-o acolo. Încet. Încet, încet, încet. N-ajungeai. E bine că te-am legat. Stânga, cred. Și dreapta tare. Dă-i două. Atât. Aia, e bine, e bine, stânga, nu-i da gaz. Aia, bun. Numărul arbitru 8-8. Dar nu începe 8-8, 8-8, 8-8. Nu începe 8 doar, 8 8 8 E un risc la alimentare. Merge, 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 merge. E perfect, e perfect cum te trage. Întinde, întinde, întinde. Bun, atâta, ți-i suficient. Atât. Bun, bun, e bun, e bun, e bun. Lasă ușor să curgă. Venit și îl țin. Hai, du-te. Du-te, 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 du-te până în față. Perfect. Bună dimineața, ziua 2 de la Iași. Vestea bună este că mi s-a uscat Adidas-ii. Traseul de ieri a fost traseul pe care l-am făcut cu Claudiu acum vreo 2 ani. Traseul pe care l-am făcut pe uscat. E bine, data asta n-a mai fost uscat. Data asta am troliat tot ce trebuia troliat. N-am arătat nicio troliere, nici pe coborâre, nici pe urcare. Da, a fost, în sfârșit, a fost off-road. E unul dintre regretele mele de anul acesta, de sezonul acesta, că n-am mai prins de când mă dau la off-road un sezon în care să plouă mai multe etape. Regretul meu e că nu-s la volan. Alt regret de pe ziua de ieri este că Raimond ne-a dat doar 7 ore timp maxim, iar noi n-am reușit să ne încadrăm în acel timp maxim, mai aveam undeva la 6-7 km până la finish, 6-7 km foarte ușori, dar am ieșit pe locul 3 după prima zi, mai urmează astăzi o zi. Traseul teoretic este același, doar că pe invers, iar în loc de 112 km cât aveam ieri, astăzi au rămas doar 90. Neața? Câți vă dați la extrem? Toți! Toți? Nu? Toți! Iar nu vă trebuie! Exact! M-am dat toți banii! Ce lucrați? Vreau să fac fața de ușă să putem să deschidem ușa, dar altfel o încurcăm. Nu putem deschide ușa, nu facem nimic. Deci tu cum l-ai deschis până acum?
Uite, faci așa, bagi mâna pe aici. Și nici prin exterior nu se deschide. Ba da, prin exterior se deschide, dar să văd eu cât timp pierzi. Totuși nu veniți între. Măcar ăsta, știi, să-l dau la o parte, să băgăm mâna. Du-te ușor. Să dai numai drumul la frână când s-a atins jos. Bun. Și cred că poți da rachetea. Bun. 110. Du-te un pic mai în față. Hai să aduci și fața în groapă. Bun, haideți. Nu te mai mișca, nu, să mă pot folosi de troliu. Bun, ai venit. Ușor. Dai, dai. Bun, dai, dai, dai. Bun, stânga. Și acum așteaptă să mă duc de pe troliu. Deci, vezi, de asta am plecat la Claudiu, la Peștean. Troliul de plafon îi vine în față și atunci îl poți dirija foarte bine. Nu, 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 numai din față, numai din troliul față se trage. Ai viață. Decuplea... Trolează-te spate și dă-i în spate dacă poți. Decuplează troliul să nu afecteze. Ușor, lasă să slăbească. Nu da drumul la troliu față. Aia zic. E bine, e bine. Ține numai troliu față. Nu poți zic ăla, pot să merge. Mergi. Asta zic, mă. Nu l-am văzut. Nu l-am văzut. Atât, hop, 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 atât. Păi nu, că parcă aici, la ieșire și asta e violentă. Bun, du-te, fără să întinzi. Du-te în față. Dreapta, dreapta, mai dreapta, aia e. Ține-te din troliu. Du-te în jos până te oprești în roata lui. Mașina nu poate să o dea mai în față. Mașina mai în față. Zi-mi că se-ți eliberezi. Liber? Bun. Bună dimineața, ultima zi de la Iași. Dimineața, hop și eu. Ieri a fost exact ca alaltăieri, doar că mai scurt. S-a tăiat foarte mult din traseu. Teo nu participă la trial, așa că am primit liber să mă dau. În ideea în care regulamentul nu permite să te dai de două ori. Adică dacă m-aș fi dat cu Teo, nu puteam să mă dau la standard. Dar Teo a decis că
nu-l influențează rezultatul de la trial. Da, ne vom da la trial cu un patrol. Mulțumim Ionel Stan de acum, sperăm să aducem mașina cât mai întreagă înapoi. Este un trial în care anul trecut s-au răsturnat 7 mașini. Un trial pe care eu nu l-am mai făcut niciodată la volan, dar sperăm că vom termina cu bine. Haideți piloții, copiloții, A, B, C. Bine, ești pregătit? Da, mai abia aștept. Ai aflat că nu ți se deschide ușa? Da. Și trebuie deschisă pe exterior? Te dai tu jos din mașină și îmi deschizi ușa. Aia facem. Nu vrea. Cât e? 0,3 mai bine. 1? 1. 1. Și locul 1, Chiva de Alexandru, Piedemont de Alexandru. Felicitări! Hai, cupele sus! Cupele sus!